ce să vă spun la punctul meu de vedere, am făcut o propunere. Mai departe, nu mă oferă să o spun și sper să înțeleagă toți cei care sunt, să spunem, într-o situație de acest tip, fără supărare, este vorba despre banul public. Și indiferent că vorbim, sau mai ales dacă vorbim de sănătate, de partea socială, de zona de servicii, de apărare, nu știu, oriunde, banii trebuie cheltuiți corect, eficient, pentru români. Dacă avem structuri supraîncărcate, ca număr, ca atribuții, atribuții care se suprapun cu altele, ale altor instituții, atunci trebuie să asigurăm, să luăm o decizie, ca acei bani să fie alocați acolo unde e nevoie. Deci, ca Ministerul de Finanțe, că e zona de servicii, că e zona de sănătate, că e zona socială, va trebui să acționeze exact în acest sens. Să vor fi unii supărați, vor fi unii necăjiți, dar prefer să fie bucuroși de românii cărora banii ăștia le sunt alocați. Pe sănătate, cum am spus, pe educație și în zonele care sunt necesar să fie investiți. În partea de investiții mari. Sper să-i fost clar în răspunsul meu vis-a-vis de punctul meu de vedere față de aceste bugete. De fapt, întrebarea era dacă, care ne urmăresc dincolo de discuțiile din CSAT, dacă tăierea acestor bugete ar afecta în vreun fel securitatea națională, siguranța... Cred că e mult prea spus. Siguranța demnitarilor străini care vin sunt protejați de SPP. Păi, atunci trebuie să ne întrebăm și dacă anumite activități nu se mai desfășoară, de ce ele mai sunt bugetate. Eu nu am, ca și ministru, membru CSAT, vreo pază, protecție, să spunem, deci inclusiv aceea, sau implicit acea activitate, trebuie să vedem dacă mai este sau nu justificată. Ca și guvern, știți foarte bine, noi am făcut o propunere de buget, am discutat-o anul trecut în CSAT, care trebuie să dea un aviz legat de bugetele structurilor membre în CSAT, să spunem. Dacă s-ar fi făcut o astfel de modificare de buget, cu siguranță ar fi trebuit să trecem, sau procedura ar fi trebuit să trecem și prin CSAT, fapt ce ar fi întârziat, să spunem, discutarea, dezbaterea bugetului. Acum am făcut noi această propunere, în Parlament vom vedea care sunt în comisiile de profil discuțiile, care vor fi amendamentele și mai ales votul final.